Bună seara, stimați telespectatori! Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii De la idee la afacere. În seara aceasta vom continua tema începută săptămâna trecută, finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii, prin programul Startup Nation. N-am reușit săptămâna trecută să acoperim toate detaliile acestui program, cele care sunt cunoscute până la această oră. Pentru acest subiect l-am invitat din nou în studio pe domnul inginer Pascu Vlad, director adjunct al Fundației Centru pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii Maramureș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Înainte de a intra în subiectul principal al acestei zile, o să facem o scurtă prezentare a proiectului Invest Nord-Vest. Vă vom prezenta în seara aceasta câteva exemple de proiecte finanțate de către Fondul European pentru Investiții Strategice. Am să vă rog din studio slide-ul numărul 3. Vă spuneam că acest program este destinat investițiilor majore. Un prim exemplu este o investiție realizată în Suedia, componenta Fondului pentru Infrastructură, Sector Energie din Resurse Regenerabile, cu un buget de 12 milioane de euro. Prin acest proiect se dorește realizarea unei platforme de centrale eoliene pe zonă terestră. Investiția va duce la scăderea emisiilor de dioxid de carbon, ca și țintă pe care și-o propune atât Uniunea Europeană, cât și Suedia, și în plus generarea de energie verde. Am să vă rog și slide-ul următor. Aveți și două poze de la această investiție realizată cu un buget de 12 milioane de euro. În continuare, slide-ul numărul 5, am să vă rog. Din componenta Fondului pentru Infrastructură, în Irlanda, Ministerul Sănătății a realizat o investiție în infrastructura pentru sănătate cu un buget de 70 de milioane de euro. Sprijinul Uniunii Europene contribuie la o mai bună stare a sănătății în regiunile Irlandei. Prin acest proiect s-au construit 14 noi centre de sănătate în Irlanda și aveți în partea din dreapta sus a imaginii localizarea pe harta Irlandei a centrelor noi construite. Am să vă rog și slide-ul următor. Avem și câteva imagini de la investițiile realizate prin acest proiect. Am să vă rog slide-ul următor. Ne apropiem puțin și de Europa Centrală și de Est. În Slovacia, o combinație între Fondul European pentru Investiții Strategice și fondurile structurale pe care le-a accesat Slovacia au contribuit la realizarea unui tronson important din autostrada T4, un buget total de 427 de milioane de euro. 27 de kilometri vor face ca autostrada D4 să fie în viitor legată de drumul expres R7. Am să vă rog și slide-ul următor, câteva imagini de la investiția realizată pe autostrada D4. Trecem la capitolul pentru IMM-uri. În Polonia, o investiție privată realizată de o societate comercială care înainte de această investiție realiza doar vânzări angro de produse siderurgice, printr-o investiție a cărei valoare nu a declarat-o, realizează și un atelier în care va desfășura activități de forjare, sudare și vopsirea articolelor din metal. Am să vă rog slide-ul următor. Tot din Fondul pentru Inovare, în Grecia, o firmă privată care activează în domeniul agriculturii a solicitat o finanțare de 15 milioane de euro. Scopul este îmbunătățirea calității produselor din carne de porc, respectiv extragerea părții nesănătoase a colesterolului din carne și înlocuirea cu ulei de măsline, ceea ce pare destul de interesant, dar cercetarea spune că scade foarte mult toxicitatea acestui produs alimentar. Am să vă rog slide-ul următor. O ultimă investiție pe care doresc să vă prezint, realizată în Spania, capitolul Fond pentru Inovare, o investiție majoră de 100 de milioane de euro.
scopul proiectului, locuri de muncă și creștere pentru întreprinderi, calitatea vieții pentru pacienți. Este o investiție în cercetarea medicală. Se dorește realizarea de lucrări de cercetare științifică în domeniul stabilizării maladiei Alzheimer și a bolilor vasculare și arteriale. În continuare, am să vă fac o scurtă prezentare a înregistrărilor pe care le-am avut la concursul de fotografii, cel despre care vă vorbeam săptămâna trecută. Am încheiat perioada de înscriere. În total avem slide-ul numărul 12, vă rog. În total avem 50 de proiecte înregistrate la acest concurs. Marea lor majoritate provin din județul Maramureș, 24 de proiecte în total, dintre care 13 la secțiunea dezvoltare locală, 11 la secțiunea dezvoltare afacerilor. Toate județele ne-au trimis materiale, toate județele au participare și la componenta dezvoltare locală și la componenta dezvoltare afacerilor, mai puțin județul Salaș, care nu participă decât la secțiunea dezvoltare afacerilor. Vă mulțumesc pentru slide-uri și acum, împreună cu domnul Pascu Vlad, vom continua datele pe care am început să vi le prezentăm referitoare la programul Startup Nation săptămâna trecută. Rămăsesem la eligibilitate cheltuieli, modalități de rambursare a cheltuielilor. Da, această discuție nesfârșită legată de modul în care se derulează programul. Discuție nesfârșită, vorba vine, în sensul este absolut normal, oricine vrea să apuce de o afacere are o problemă în principiu legată de capitalul necesar demarării afacerii. Nu este simplu să mobilizezi resurse de 40.000 de euro, adică pentru foarte mulți oameni suma este fabuloasă. Apropo de discuții, sunt și 12 pagini Facebook cu informații foarte, foarte detaliate referitor la toate noutățile apărute în legătură cu acest program. Da, sunt multe discuții. Noi așteptăm în continuare varianta oficială și deocamdată discutăm doar pe baza documentelor pe care le-am obținut, care au fost dezbătute și aprobate de către Camera Deputaților. Nici noi încă nu am văzut varianta finală, legea trebuie promulgată de președinte și doar după aceea va fi publicată, deci practic varianta finală vom vedea și noi. Pe care se va lucra, să sperăm. Care va fi varianta de lucru, da, o vom vedea și noi. Să sperăm, deci în principiu dacă această ordonanță a trecut de Camera Deputaților, a fost adoptată pe 25 aprilie, bun, au fost aceste zile libere, bănuiesc că nu s-a întâmplat nimic înainte de 1 mai și imediat după 1 mai, dar să sperăm că lucrurile vor merge pe repede înainte și vom vedea și forma finală și vom discuta mai la concret. Dar ceea ce discutăm astăzi este deja destul de concret, fiindcă așa s-a votat în Parlament. Da, deci avem documentul cu modificările aprobate de Camera Deputaților. Bine, mai avem și documentul inițial, ordonanța de guvern care a apărut la sfârșitul lunii ianuarie. Rămâne totuși să le vedem puse cap la cap sub formă unui document unitar. Și de aceea mai avem niște mici rezerve vis-a-vis de forma finală. Dar, în mare, putem, ne este destul de clar vis-a-vis de modul în care trebuie abordat acest program și probleme care trebuie să și le pună întreprinzătorii. Iar probleme pentru care ne-au contactat foarte multe persoane în ultima vreme și care și le pun, cam toți, este cum se va întâmpla. Așa cum am discutat și în emisiunea trecută, întrebarea este dacă... Care vor fi pașii concreți, da, pe care trebuie să-i facă. Adică banii vor intra în cont și vei putea să te apuci de investiții, de afaceri. Ar fi superb ca banii să-i primești în cont și tu să începi să cheltui. Din păcate, nu se va întâmpla așa. Sigur nu se va întâmpla așa. Și așa cum am spus și săptămâna trecută, în principiu se va aplica mecanismul rambursării cheltuielor efectuate, dar până la urmă se va fi permis și procedura cererilor de plată.
în care... Să nu uităm, cheltuielile salariale și cele cu chiria nu intră decât la cereri de rambursare. La cereri de rambursare. Nu se poate face cerere de plată pentru acestea. Bun. Cu alte cuvinte, pentru cineva, hai să luăm un scenariu, pentru cineva care nu are, practic, bani să demareze afacere, da? Ama, trebuie să le spunem potențialilor beneficiari ai acestui program sau persoanelor care vor încerca să se apropie de acest program că există un concept în lumea afacerilor. Afaceri fără bani nu se pot realiza. Deci este exclus ca o firmă să se bazeze strict numai pe finanțarea din partea programului, pentru că așa sigur nu va putea să funcționeze. Nu toate cheltuielile de operare pe care o firmă trebuie să le realizeze sunt și cheltuieli eligibile în cadrul proiectului. Da. Și... Deci lumea trebuie să știe la ce să se aștepte, că pe lângă banii nerambursabili mai trebuie să existe și o contribuție a fiecărui întreprinzător. Astăzi, tocmai a apărut o știre care, iar este la nivel de discuție, știri, informații, noutăți. Pe surse, cum se spune. Pe surse, cum se spune, da. Nici nu a trecut bine de Camera Deputaților acest ordonanță privind proiectul de lege, da? Astăzi deja se vorbea că înainte de a se lansa efectiv programul, va mai exista o modificare legată de TVA. Și deja se vorbește de o mică amânare în ideea de a permite, fiindcă până la urmă TVA-ul teoretic nu era eligibil, 100% din cheltuielile fără TVA eligibile. Da? Problema era ce faci cu acel TVA, intră pe cheltuieli. Dacă o cumperi de la o firmă care este neplătitoare de TVA, nu-i nicio problemă, fiindcă practic pe factură vei avea doar bunul respectiv sau serviciul pe care îl achiziționezi. Doar firmele aflate la început, deci chiar cele în domeniul startup-ului de regulă sunt sub plafonul de la care trebuie să se declare plătitoare de TVA, de TVA. Și să poată să facă de conturi de TVA. Cam toți la început sunt neplătitori de TVA. Acum îi rog pe telespectatori să nu facă o confuzie. La început de drum nu ne referim la început de drum vis-a-vis de cei care vor să pornească o afacere, ci ideea de a cumpăra de la alte firme care sunt la început de drum și care în principiu sunt neplătitoare de TVA. Asta ar fi singura variantă în care, într-adevăr, cheltuielile ar fi eligibile 100%, fiindcă în momentul în care ați merge să cumpărați un echipament, un utilaj de la o companie care este neplătitoare de TVA, practic este problema ei cum l-a achiziționat cu TVA, fără TVA, asta este efectiv problema companiei, dar din punctul dumneavoastră de vedere, ceea ce veți vedea, o factură, care pe factură, bunul respectiv pe care l-a achiziționat echipamentul, are o valoare în care nu este menționată TVA-ul zero. TVA-ul zero. Numai dar că asta e excepția. Asta este excepția, mai ales la firmele cu rulaj mai mare, deci toate devin, în momentul în care trec de o anumită sumă, devin plătitoare de TVA. Deci șansele ca dumneavoastră să mergeți să achiziționați niște echipamente, niște utilaje, fără TVA, sunt minime, aș putea să spun. Și atunci, deja din start, vorbim de 19% de... Cheltuială neeligibilă pentru cheltuială fiecare neeligibilă pentru fiecare echipament. Și deja, așa cum spuneai, dacă avem sau nu avem bani, în momentul în care TVA-ul este neeligibil, din start 19%... Nu se pot achita, nu se pot plăti facturile integrale. Efectiv, trebuie să-i suporți tu, deci până la urmă trebuie să spui calculul, hai să spunem, la un calcul simplist, echipamente de 40.000 de euro, practic vei avea aproape 8.000, 7.800 de euro sau cât TVA pe care... Numai TVA. Numai TVA pe care tu trebuie să-l plătești din buzunar. Acum, știrile de astăzi, ce se vehiculează, că cei de la care gestionează programul ar vrea să rezolve o facilitate pentru cei care accesează acest program, astfel încât să găsească o soluție de a deduce TVA-ul. Rămâne de văzut dacă va fi sau nu va fi așa, dar deocamdată hai să lăsăm problema TVA-ului mai departe, să mergem la problema cealaltă, a banilor efectiv. Deci nu vorbim de cei 8.000 de euro, aproximativ 8.000 de euro TVA,
Vorbim de cei 40.000 de euro pe care tu trebuie să-i pui ca să reîmburseze cheltuiala. Așa cum spuneam în emisiunea trecută, varianta adoptată de Camera Deputaților face referire la o ordonanță referitoare la fonduri europene în care se vorbește de mecanismul cererilor de plată și care permite pe bază de factură, pe bază de contract, documentele de achiziție complete. Documentele de achiziție complete permite ca tu să primești bunul și să se facă plata către furnizorul de echipamente, ceea ce este un lucru foarte bun. Ulterior doar documentele care dovedesc faptul că s-au și plătit sumele către furnizor. Exact, exact. Asta înseamnă, în schimb, ca dumneavoastră să-i convingeți pe furnizor să accepte acest mecanism de contare. În principiu, așa cum spuneam și data trecută, pe fonduri europene, ordonanța referitoare la acest sistem de plată prevede un termen de 20 de zile al autorității de management pentru a analiza cererea de plată, după care, după cele 20 de zile, autoritatea de management decide dacă documentele sunt complete, dacă plata se poate face, urmând ca în termen de 3 zile să se facă plata. În cazul în care ceva este neclar, contractul are niște clauze neclare sau niște clauze care ar putea fi în detrimentul celui care a achiziționat utilaje sau, de ce nu, al programului. Da, în sensul că ar fi niște avantaje pentru furnizorul de echipamente prin care ar putea scăpa de anumite obligații, garanții, termen de garanție, alte obligații care ar trebui să le aibă orice furnizor de echipamente și de utilaje, autoritatea de management poate solicita clarificări. În momentul în care solicită clarificări, hai să spunem 20 de zile, te poți trezi după 20 de zile cu o înștiințare care ți se spune, da, ok, clauza respectivă nu este în regulă sau trebuie remediată. Și de aici trec alte zile și așa mai departe și poți ajunge... Am prezentat aceste detalii vis-a-vis de posibilele întârzieri săptămâna trecută. Vreau să vă atrag atenția asupra uneia care rezultă din documentele prezentate atât de ministrul Muncii zilele trecute, cât și de ministrul Fondurilor Europene. Anunțau cu foarte multă bucurie și cu mult entuziasm că bugetul pentru programul Startup Nation a fost alimentat. Dacă ținem cont că în fiecare an trebuie realizate 10.000 de firme cu o finanțare pe firmă de 44.000 de euro, ne așteptăm la 440 de milioane de euro buget care să fie alocat anului 2017. Din păcate, în anul 2017, cifra care este inclusă în bugetul de stat pentru acest an este doar de 100 de milioane de euro, deci un sfert din necesarul de finanțare. Deci, deocamdată, deci astăzi, la ora la care vorbim, programul însăși este subcapitalizat și s-ar putea să apară întârzieri de plată și din lipsa de lichiditate a fondului, nu din reaua credință a cuiva. Bun, aici sunt mai multe aspecte. Există rectificările bugetare, deci în măsura în care... Dar trebuie făcute și consumă timp. Până la urmă, timp este. De ce spun că timp este? Trebuia să lanseze pe 2 mai acest program. Astăzi este... Deci, astăzi, pe calendarul actualizat, publicat, speranța de contractare era luna august. Da. Deci dacă se lansează la sfârșitul lunii mai, așa dacă ne reîntoarcem în timp în luna februarie, astăzi acest program trebuia să fie lansat. Astăzi trebuia să fie prima zi în care cei care vor să demareze o afacere puteau să aplice. După părerea mea, lucrurile vor mai dura puțin până apar normele. Deci mai întâi vorbim de promulgarea legii de către președinte, publicarea monitorului oficial, apariția normelor, crearea aplicației online pe site-ul Agenției pentru Întreprinderi și Mijlocii. Demararea platformei. Demararea platformei.
Așa că eu nu cred că mai devreme de iunie practic se vor putea depune proiecte. După urmează faza de evaluare. Și luna iunie era prevăzută și prima lună în care de fapt să se înregistreze cereri de finanțare. Da. Iulie evaluare și în august semnarea primelor contracte. Contracte. Dacă în august semnează primele contracte, până când lumea se apucă și trece la efectuarea cheltuielor, până face cererile de rambursare, deja venim în toamnă și deja ajungem la perioada în care încep rectificările, așa că, adică dacă cererea pentru acest program este extrem de mare și nu lumea consumă toți banii, există varianta suplimentării bugetului, să sperăm. Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez este acela că sunt permise cheltuieli cu salariile și cu chiriile, care sunt permise în varianta pe care o avem la ora actuală, maxim 6 salarii pentru 6 luni. Da. Și chirile la fel. La valoarea salariului mediu pe economie e plafonul maxim care se poate plăti pentru un angajat. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că anumite cheltuieli în mod sigur nu se vor realiza în lunile august, septembrie, octombrie, da? De exemplu, salariile, hai să presupunem că semnează contract. Un proiect care demarează în septembrie, deci semnat în ultimele zile ale lunii august și începe la 1 septembrie și plătește angajații timp de 6 luni, probabil că nu în prima lună vor fi angajați când întâi trebuie făcute investițiile, probabil vor fi angajați undeva în luna octombrie-noiembrie, ne împinge până în luna mai anul viitor, termen fizic până la care angajații trebuie să-și desfășoare activitatea, salariile să fie plătite efectiv, să existe documentele de plată ale salariilor și abia ulterior putând să se ceară rambursarea cheltuielilor cu salarizarea, la fel și chiriile tot pentru o perioadă de 6 luni vor fi eligibile, tot numai prin rambursare, exclusă cererea de plată pentru salarii și pentru chirii. Acum, rămâne să vedem în momentul în care vor fi publicate normele, este posibil, de exemplu, să poți depune o cerere de rambursare la 3 luni. În scenariul în care este la 3 luni, asta înseamnă, hai să spunem, în septembrie să facă angajările, salariile octombrie, noiembrie, decembrie, iar dacă tu depui o cerere la 3 luni și nu la 6 luni, o cerere intermediară de rambursare, ca și beneficiar, da? Asta înseamnă că vei depune, practic, cererea de rambursare undeva în luna decembrie, la finalul lunii decembrie sau începutul lunii ianuarie. Deci, iată că până la urmă sunt toate șansele ca banii să nu se consume integral anul acesta, așa că aș spune că nu este un mare motiv de panică. Motivul de panică este pentru cei care au anunțat că vor face 10.000 de întreprinderi noi în anul 2017. Să sperăm că vor reuși. Deci se pare că obiectivul se atinge oricum, fiindcă cei care aplică pe program, pentru a aplica pe program, trebuie să-și facă întreprinderea. Deci, până la urmă, crearea celor 10.000 de întreprinderi, fie că se acordă finanțele, fie că nu, probabil că acest obiectiv... Probabil chiar mai multe. Da. Deci, până la urmă, probabil că obiectivul propus va fi atins. Și până la urmă asta s-a și afirmat în spațiul public. Rămâne de văzut câte firme vor fi și fi efectiv finanțate. Da? Dar firme înființate, da, fără nicio problemă, nu. Cred că nu va fi o problemă să tragem linie la final de an să avem 10.000 de firme înființate, nou înființate. Înainte de pauza de publicitate, câteva minute să încercăm să discutăm despre criteriile de departajare în cazul în care punctajele pentru două sau mai multe cereri de finanțare vor fi egale. Ce se întâmplă în acest caz? În cazul acesta vor exista, se pare, deci, niște departajări în funcție de numărul de locuri de muncă nou create. Cu cât mai multe locuri de muncă nou create, cu atât mai bine. Deci să presupunem că aveți 90 de puncte, să presupunem că sunt 10.000 de firme cu 90 de puncte. Da? Sincer, 100 de puncte nu este simplu de atins, dar s-ar putea să fie multe firme cu 80 de puncte, cu 90 de puncte, fiindcă deja la 80 de puncte, fără să te chinui foarte mult, 80 de puncte pot fi atinse. Da?
În momentul în care, hai să spunem, intre firmele cu 100 de puncte, intre firmele cu 95 de puncte, cu 90, 85, 80, la 80, să spunem, poate exista acum, să nu o luați de bună, în sensul că garantat la 80. E o simulare. E o simulare, da? Nu luați strict că la 80 de puncte se vor termina banii. Dar să presupunem că sunt 9.000 de firme cu 80 de puncte și sunt, pentru 80 de puncte sunt doar 7.000 de locuri. Va intra în discuție, în primul rând, numărul de locuri de muncă nou create, domeniul de activitate și nu în ultimul rând, de fapt în ultimul rând, data depunerii documentației. Numărul de persoane defavorizate dintre cele care se la locurile de muncă, da, câte dintre ele sunt defavorizate. Ponderea investițiilor. O să revenim după pauza de publicitate. Facem acum 5 minute pauză. Revenim în curând. Îți place să stai lejer pe canapea? Naturally, sute de modele de canapele și colțare te așteaptă în magazinele Naturally. Vino să te bucuri de confortul tapiseriilor create în România. Te așteptăm în magazinul Naturally din orașul tău și pe naturally.ro. Naturally, mobilier und decorațiuni. Preferi preparatele tradiționale sau rețetele moderne? Restaurantul Pronto îți oferă specialități pentru cele mai pretențioase gusturi. Preparatele proaspete, varietatea maximă, ambianța relaxantă și personalul profesionist și prietenos sunt ingredientele care îți garantează o experiență culinară de neuitat. Mănâncă sănătos și bucură-te de porții consistente la Restaurant Pronto. Restaurant Pronto. Mâncare ca la mama acasă. Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262-274-508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Nicio prăjitură din lume nu are gustul și savoarea celor făcute acasă. Cu Mama's Cake vei regăsi gustul copilăriei în toate prăjiturile oferite. Vino și tu și prietenii tăi la Mama's Cake și odată ce ne-ai trecut pragul, vei dori să revii în fiecare zi. Mama's Cake, cea mai nouă cofetărie situată în Baia Mare, pe Bulevardul Unirii, numărul 7. Prăjituri făcute cu multă dragoste pentru tine. Restaurant La Gourmet, unde fiecare detaliu este gândit să creeze o atmosferă unică pentru tine. Ai parte de experiențe memorabile în arta culinară într-un loc de excepție. Departe de agitația urbană a orașului, te așteptăm la grădina de vară a restaurantului La Gourmet din incinta complexului Magus. Stil, rafinament și eleganță. La Gourmet.
Transformă aparatul frigorific în vedeta casei tale. Vino în magazinele Mamut și alege un produs Liebherr, specialistul german în industria frigiderelor și congelatoarelor. Acum cu 6 ani garanție. Descoperă cum se îmbină perfect calitatea superioară cu un design de excepție și o prelucrare perfectă până în cele mai mici detalii. Liebherr. Calitate, design, inovație. În magazinele Mamut din Baia Mare. Cumpără cele mai bune produse de porc provenite de la animale crescute natural în Maramureș la Seini. Danamari vă oferă carne afumată tradițional, sănătoasă și neinjectată. Iar pentru că ne pasă de clienții noștri, prețul la carne a rămas neschimbat. Danamari în Baia Mare, Baia Sprie, Seini și Negrești Oaș. Continuăm, stimați telespectatori, discuția referitoare la criteriile de departajare cu câteva posibile capcane care se ascund în spatele acestor criterii de departajare. Ce se întâmplă dacă, din dorința de a avea punctaj mare, de a avea prioritate la criteriile de departajare, scriem un plan de afaceri, să zicem, foarte roz? Ce ne așteaptă? Păi, în primul rând, primul lucru roz pe care îl poți face la domeniul de activitate, hai să spunem acolo, până la urmă, ce alegi, asta este, da? Spui că faci producție, în primul rând trebuie să ai codul de caien autorizat. Deci, dacă nu ai fost la registrul comerțului să ți-l înregistrezi, să l-ai autorizat, oricum e o problemă. Dar hai să presupunem că toată lumea o să treacă că va avea 2, 3, 4, 5 angajați, că va investi numai în echipamente, că va avea o afacere inovativă, că va angaja numai tineri și așa mai departe. Problema este că aceste elemente pentru care obții punctaj, da, locurile de muncă create și ceea ce îți asumi, trebuie să și faci. În caz contrar, pierzi toți banii, se cer banii înapoi. Cu o precizare aici, că locurile de muncă nou create se consideră locurile de muncă realizate după semnarea contractului de finanțare, nu după înființarea firmei. Atenție foarte mare la cei care faceți acum firmele sau le-ați înregistrat deja, locurile de muncă pe care le înregistrați, contractele de muncă pe care le semnați sau le-ați semnat deja, nu se vor număra la evaluarea planului de afaceri. Contează locurile de muncă nou create, realizate prin planul de afaceri pe care îl propuneți. Deci locuri de muncă nou create în prima zi după ce ați semnat contractul de finanțare, nu înainte. Da, deja cei care și-au înființat o firmă de una, două luni, deja au o problemă. Ca să lucreze, dacă vor să lucreze pe firmă, să obțină venituri, teoretic trebuie să aibă și angajați pentru a desfășura activități. Bine, ar mai putea să lucreze doar administratorul. Dacă lucrează numai administratorul. Dar, în cazul în care activitatea pe care și-o propun nu poate fi desfășurată numai de administrator, ei trebuie să angajeze. E bine să nu se grăbească. Da, e bine să nu se grăbească, fiindcă în momentul în care își demarează activitatea, ei își înregistrează contractul de muncă în registrul de evidență electronică a salariaților, pe acel revisal. Ceea ce se înregistrează este perfect transparent, poate să vadă orice autoritate a statului, iar mai departe, dacă deja aveți un angajat, mai departe, în momentul în care veți obține finanțarea, veți fi obligați să faceți, dacă vă asumați două locuri noi de muncă, încă două locuri, deci va trebui să aveți trei angajați. Iar acum, vis-a-vis de acel plan de afaceri roz, partea bună, foarte bună și foarte atractivă a programului este că nu mai este obligatoriu să creezi două locuri de muncă așa cum era în varianta inițială. Și un alt lucru bun în ultima versiune este ca număr minim de locuri. Ca număr minim, da. Și un alt lucru bun este că nu mai trebuie să faci lucruri de muncă pentru 3 ani, poți să ții 2 ani de zile. Deci astea sunt lucrurile pozitive. Acum, ce ar putea să facă cineva ca să obțină punctaj mai bun? De exemplu, să spună că creează două locuri de muncă sau de ce nu 3
Și acum am să vă spun și de ce trei. Teoretic, nu se punctează un număr mai mare de locuri de muncă, dar, vis-a-vis de întrebarea pusă mai devreme, da? La criterii suplimentare de departajare, dacă se va ajunge să fie mai multe firme cu același punctaj, spuneam 80 de puncte, nu știu, 70 câte vor fi, da? Criteriile suplimentare între firmele care vor fi, primul dintre ele va fi numărul de locuri de muncă create. Deci, practic, una care creează 3 locuri de muncă, da? Dacă ajunge să intre în competiție cu altele care au același punctaj, va câștiga în fața celorlalte. După aceea se pune problema din cele 3 locuri de muncă create. Dacă sunt persoane aflate în dificultate. În dificultate sau tineri absolvenți, da? Deci, până la urmă, tentația probabil ar fi pentru unii destul de mare să treacă, ok, nu mai trecem un loc de muncă, deci ne-am bucurat foarte mult când am aflat că programul permite accesarea fondurilor teoretic, bugetului maxim și cu un singur loc de muncă nou creat, dar din stat ne dăm seama că nu prea vom avea șanse să obținem finanțarea. Deci dacă mergem pe un singur loc de muncă nou creat, riscul e mare. Riscul este mare și probabil că nu veți obține un punctaj suficient de mare. Deci deja ne gândim la 2 locuri de muncă și vis-a-vis de această posibilă competiție, în cazul în care sunteți pe un domeniu de activitate care nu va aduce un punctaj foarte mare, cum este producția, care va aduce 40 de puncte sau IT-ul, da? Deja mergem la, nu 2 locuri, deja ne gândim la 3 locuri de muncă și deja mergem la al doilea criteriu și ne gândim la numărul de tineri, de exemplu. Deci, atunci construcția afacerii va trebui din start să presupună o lichiditate mare, un rulaj foarte bun, o cifră de afaceri mare, practic un produs sau un serviciu viabil pe piață care să asigure o creștere sănătoasă a firmei. Altfel, riscul este destul de mare. Da, fiindcă, până la urmă, 44.000 de euro sunt niște bani și nu sunt puțini. Dar, pe de altă parte, a crea 3 locuri de muncă cu o investiție de 44.000 de euro, să știți că nu este deloc simplu. Așa. Da? Fiindcă, până la urmă, aici e un lucru foarte, foarte interesant. De exemplu, e posibil să creezi în anumite industrii locuri de muncă cu investiții foarte mici. Toată lumea știe că în confecții, cu bani relativ puțin, poți crea foarte multe locuri de muncă, fiindcă poți să iei niște mașini de cusut la niște prețuri rezonabile, da? Și mergem pe un scenariu cu suma asta, poate că pot crea chiar 10 locuri de muncă. Deci, până la urmă, o firmă de confecții, da, 10 locuri de muncă, ai producție, ai 40 de puncte pentru că ai producție, ai 10 locuri de muncă, deci din start ai luat 20 de puncte. Da? Dacă criterii de prioritate foarte multe. Dacă dintre cele 10 persoane pe care le angajezi, mai angajezi și 2 persoane care sunt absolvenți de 2012, iar mai ai 25 de puncte, dacă grosul este în echipamente, deja ai garantat 95 de puncte. Probabil că la o firmă cu un astfel de profil, 100 de puncte va fi greu să obții, fiindcă apare partea de inovare, care o firmă clasică de confecții greu de susținut, dar la 95 de puncte ai putea spune că ai toate șansele să obții finanțarea. 95 de puncte, cred că este un punctaj bun și, în principiu, cu un astfel de punctaj, cam oricine ar trebui să obțină banii. Numai că scenariul este foarte interesant. Din păcate, în domeniul ăsta de activitate, firmele mici cu 10 angajați sunt nicăieri. Adică, firmele mari care lucrează pentru export au sute de angajați, da? Și pot să realizeze comenzi de volum mare. Deci, acest specificul domeniului de activitate e realizarea produselor de serie mare sau produse de masă. Deci, seriile mici întotdeauna sunt foarte, foarte scumpe.
În varianta cealaltă, hai să ne imaginăm să facem un scenariu, în ce scenariu o firmă cu doar de confecții cu doar 10 ani, 10 angajați ar putea să aibă succes. Deci este evident că nu producția de serie este cheia succesului, ci producția de mică serie sau dacă e să luăm așa unicat, da? Un fel de casă de modă. Da? Producție da, de lux. Deci de lux, persoanele da? Cu posibilități materiale peste medie. Numai că, vedeți, până aici totul este perfect, totul pare foarte bine, dar în momentul în care ne gândim la serie foarte mică și ne gândim la produse de lux, apare cealaltă componentă care, din păcate, nu este eligibilă pe acest program, este partea de promovare și de imagine. Fiindcă, prin acest program, sunt eligibile cheltuielile pentru achiziționarea de echipamente și utilaje, eventual salarii și chirii pentru 6 luni aici de zile. Ce ne poate ajuta e doar realizarea unei pagini de internet, un site web al firmei și atâta tot. Deci, da, este sincer pentru o firmă care își propune să se intre, e mult prea ca puțin. Să te faci cunoscut, adică, de fapt, aici nu vorbim de un site web, nu ne rezolvă problemele, trebuie un super site cu evenimente, cu modele și așa mai departe, care până la urmă costă. Și o campanie de promovare care să însoțească intrarea, de fapt să premeargă intrarea pe piață a firmei. Asta înseamnă fotografi, poze, cataloge, evenimente și așa mai departe și până la urmă încep să constați că de fapt pentru un astfel model de business promovarea costă mai mult decât investiția propriu-zisă. Promovarea s-ar putea să coste de 3-4 ori mai mult decât investiția, fiindcă în ziua de astăzi deja piața este bine stratificată. Sunt niște nume deja consacrate pe piață, sunt niște branduri, sunt niște merch. Pe lângă aceste branduri internaționale, există chiar și unele naționale și mai există cei mici, dar care au investit în ultimii ani în promovare și în imagine. Nu este deloc simplu să intri pe această piață. Și atunci, din start, am putea concepe un model care să pară foarte frumos. Numai că angajăm 10 oameni, ne imaginăm că vom avea o super casă de mode cu 10 oameni, totul pare perfect, am scris proiectul, am câștigat și la un moment dat, dacă ne-am asumat că avem 10 oameni, mai departe trebuie să-i și ținem 2 ani de zile. Singura păsuire e că se pot realiza contractele de muncă înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare. Deci sunt obligat să le fac chiar din prima lună. Am câteva luni la dispoziție, termen în care aș putea să mă ocup de promovare și după aceea să angajez salariații. Da, hai să ne imaginăm că din cei 2 ani, poate 6 luni, da, 6 luni le-am rezolvate, da? Nu, cei 2 ani încep să curgă de la data semnării contractelor de muncă. Deci de la încheierea proiectului, nu de deci la dacă am debutul proiectului. Până la urmă, oricum, nu trebuie e bine. Făcute, deci da. Locurile de muncă oricum trebuie făcute. Până la urmă, oricum, ideea e că trebuie din momentul care am creat toate locurile de muncă să duc afacerea. Orice scenariu mi-aș imagina, garantat un an și 6 luni, sunt pe picioare proprii, adică nu mai pot să finanțez salarii, nu pot să finanțez absolut nimic. Practic, am câștigat, punctajul este foarte mare, trebuie să țin locurile de muncă. Așa că, probabil va fi tentația foarte mare pentru mulți să declare mai mult de 2 locuri de muncă ca să fie sigur că prin finanțarea, eu spune mare atenție, mare atenție. Dacă sunteți convinși că aveți nevoie de persoanele respective și mai ales, atenție, dacă există piață suficientă pentru produsele și serviciile care urmează să fie realizate. Și atenție, întrebarea de bază. Piață, în primul rând, în cazul acestui program, gândiți-vă dacă chiar vor veni oamenii să angajeze la dumneavoastră. Probabil că aș citi cu toți în presă de problemele apărute la Bursa Națională a Locurilor de Muncă care a avut loc la finalul lunii aprilie sau la jumătatea lunii aprilie în toată România și pe diverse posturi se prezentau situații în care persoane se prezentau acolo să obțină o viză că au fost acolo, dar de fapt nu vreau să se angajeze. Deci la ora actuală, de fapt, ca să menții niște angajați de calitate, trebuie să acordi niște salarii destul de bune. Cu salariul minim pe economie, de fapt, lumea nu prea mai dorește foarte mult să se angajeze. Și chiar de curând erau niște comentarii în care... Chiar cu salariul minim crescut deja la noile cifre? Exact, cu salariul minim, fiindcă
Se spune că la nivel de România, una dintre marea problema antreprenorilor este concurența făcută de mixul dintre munca la negru și ajutoarele sociale. Deci, practic, este mai rentabil pentru foarte multe persoane să primească niște ajutoare pe diverse căi, să mai muncească câteva zile pe lună. Și acel venit minim garantat nu este foarte departe de ceea ce îi rămâne ca venit net unei persoane salariate care, pentru acel venit, trebuie să și lucreze 21 de zile lucrătoare într-o lună. Deci, revenind la problema noastră, gândiți-vă că spuneți că veți crea nu știu câte locuri de muncă, trebuie să le creați, trebuie să găsiți oamenii. Cine vor fi angajați și unde îi găsim. Trebuie să vă gândiți foarte bine la strategia care aveți. Nimic nu este imposibil. Partea bună, nimic nu este imposibil. Totul, orice se poate. Și dacă aveți o gândire coerentă, bine ancorată în realitate, și vorbesc în realitatea anului 2017, fiindcă probabil foarte mulți dintre cei care se gândesc să acceseze Startup Nation au căutat pe net în ultima vreme diverse planuri de afaceri, au crescut căutările foarte mult, model plan de afaceri pe net, și lumea încearcă să caute, să se informeze, să vadă cum ar trebui să-și facă afacerea, să găsească modelul de plan de afaceri și așa mai departe. Surpriza este, și eu stau și mă uit, din când în când și văd ce mai apare, ce mai este pe net. Surpriza, unele dintre ele, hai să spunem, nu sunt prea bune, iar altele care sunt relativ bine făcute, sunt făcute prin programe finanțate din fonduri europene undeva în 2014-2015. Ceea ce este foarte interesant, piața muncii, în primul rând, s-a schimbat foarte mult din 2014-2015 până în 2017. Să nu uităm că de atunci salariul minim pe economie cred că a crescut de 2 ori sau de 3 ori. 2 ori s-a majorat. Da. Dar, până la urmă, poate că nu asta este cel mai important, faptul că a crescut chiar de 3 ori. De 3 ori. Da? De 3 ori a crescut salariul minim pe economie. Important este că de atunci numărul românilor plecați la muncă în străinătate a crescut fabulos. Și, până la urmă, este o problemă pe piața forței de muncă. Așa că, dacă și luați... Și a crescut numărul românilor cu calificare care au plecat. Care dețineau o meserie. Așa că, dacă veți lua niște modele de pe net, cu niște calcule făcute acum 3-4 ani de zile, s-ar putea să aveți o surpriză, să vedeți că lucrurile nu prea se potrivesc cu realitatea de astăzi. Dar, hai să spunem că asta este o problemă rezolvabilă și asta trebuie să vă gândiți foarte bine. Revenim la problema planului prea optimist. Da? Deci, sfatul meu, nu treceți un număr record de locuri de muncă, toate se vor întoarce împotriva dumneavoastră. Da? Pot să existe într-adevăr și excepții, sunt anumite servicii în care chiar poți să creezi locuri de muncă cu bani puțini, dar cred că astea sunt excepțiile de la regulă și nu cazurile obișnuite. 2. Nu exagerați cu tinerii absolvenți dacă nu sunteți chiar dumneavoastră un tânăr absolvent. Deci, în cazul în care cei care aplică... Sau dacă nu cunoaște deja, fie da, rude, fie... Sunt tineri absolvenți de liceu, care au terminat liceu în 2012, 2013, 2014, 2015 sau... Da? Și știți că vor să vină. Și vor să vină. Atunci este ok. Chiar din punctul ăsta de vedere, mă bucur că acest program îi sprijină pe cei tineri și este un balon de oxigen. Da, este un balon de oxigen pentru mulți tineri absolvenți. Iar măsura inițial, proiectul inițial prevedea tineri absolvenți începând cu 2014, pe când varianta care a fost adoptată de Camera Deputaților prevede absolvenți de 2012. Deci, iar e un lucru bun. Dar, iară, nu fiți foarte încrezători, fiindcă dacă dumneavoastră nu sunteți un tânăr absolvent, dacă nu aveți pe nimeni în familie și dacă nu cunoașteți pe nimeni în care sunteți convins că ar dori să lucreze alături de dumneavoastră, vă sfătuiesc să aveți rețineri, fiindcă s-ar putea să aveți surprize, să treceți două persoane care fac parte din categoria tinerilor absolvenți și care trebuie să le angajați. Mai mult decât atât, le angajați și trebuie să le mențineți. Adică acea persoană care ați angajat-o inițial
trebuie să aibă acest statut, iar în cazul în care acea persoană pleacă din firma, fiindcă poate să plece, nu este absolut nicio problemă. Trebuie înlocuită cu o persoană din aceeași categorie. Exact, cu o persoană din aceeași categorie. Deci, până la urmă, trebuie să fie o preocupare asta pentru noastră. Iar pericolul care apare la sustenabilitate, atenție, la finalul celor 2 ani se vor verifica toate criteriile care s-au punctat și care au dus la finanțarea planului. Nerealizarea oricăruia dintre criterii duce la restituirea integrală a sumei primită ca finanțare nerambursabilă. Deci aceasta e penalizarea pentru cei care promit foarte multe și nu vor reuși să realizeze planul de afaceri așa cum l-au dorit. Unul din criteriile suplimentare vis-a-vis de punctaj egal este și ponderea banilor alocați pentru investițiile în echipamente. Oricum, acesta este și în grila de evaluare și dacă aveți peste 50%, aveți 10 puncte. Eu recomand la toată lumea să se gândească să investească peste 50% în echipamente, cine își dorește să obțină bani. Dar la punctaje egale s-ar putea să conteze să aveți mai mult, nu 50%, 51% s-ar putea 200, să... 200, 300, 1000 de euro în plus la investiția, ce s-ar putea să conteze. Da. Acum, iară, depinde de domeniul de activitate. Dar, vis-a-vis de cheltuieli eligibile, dacă în domeniul producției, hai să spunem că lucrurile sunt destul de simple, ceea ce vreau să atrag atenția este vis-a-vis de cheltuielile eligibile în domeniul serviciilor. Da? Fiindcă de foarte multe în domeniul serviciilor... Ce capcane pot să apară ce? Sunt multe lucruri care nu intră în categoria mijloacelor fixe. Multe lucruri care sunt necesare într-un business, da? Într-un salon de înfrumusețare, sau într-un serviciu auto, într-un parc de dezmembrări. Deci, până la urmă, de fapt, sunt multe lucruri care sunt de natură obiectelor de inventar. Chiar și într-o firmă de IT, surprinzător. În ziua de astăzi, o imprimantă, poți să găsești o imprimantă rezonabilă la... Pentru echipamentele de calcul, scrie și normele vechi, calculator cu perifericele necesare și cu softurile de operare, sunt cheltuieli eligibile, chiar dacă sunt sub plafonul de a fi încadrate ca și mijloace fixe sau obiecte de inventar. Deci sunt permise, sunt trecute la categoria cheltuieli eligibile. Sper și normele noi să rămână la fel. Da, de exemplu, spune calculator. Îl și definește ce are voie să conțină. Da. Întrebarea care mie, cel puțin deocamdată, nu mi-este clar ce vor face cu monitorul. Și monitorul, inclusiv laptopurile și cele portabile laptopurile, sunt acceptate. Laptopurile, da, dar de ce? E spun... unitate centrală plus tastatură plus monitor și softurile de operare sunt eligibile. Deci așa le-a definit, cel puțin în varianta inițială, în norme finanțatorului. De altă parte, în versiunea veche, repet, o să avem pe cea finală, spune, sunt eligibile doar cheltuieli cu mijloace de natură. E posibil ca la emisiunea următoare să avem deja și normele metodologice în varianta finală. Acum, ceea ce vreau să vă spun este că, în primul rând, trebuie să vă orientați către producție, dar, din păcate, la producție nu vă faceți vise cu 40.000 de euro, nu pornește o superafacere în domeniul producției. Gândiți-vă microproducție. Asta ar fi recomandarea mea pentru cei care se gândesc acum. Iar deja este momentul, dacă nu v-ați făcut firma, să vă faceți firma. Fiindcă până acum, hai să spunem, am tot discutat, am dezbătut, dar deja ceasul ticăie, secundele, minutele și orele trec și e momentul să obțineți de la Registrul Comerțului firma, să vă decideți foarte clar la obiectul de activitate. Și pentru înregistrare trebuie să știm că e nevoie de 4-5 zile până când se eliberează documentele. Domnule Pascu, vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea cu care ați participat la emisiune și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru amabilitatea cu care ne-ați urmărit. Vă dau o întâlnire săptămâna viitoare, marți, la ora 19, la o nouă ediție a emisiunii De la Idee la Afacere. O seară bună tuturor! O seară bună! Okay.